Bună ziua, stimați colegi, bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihaescu și vă propun astăzi să descoperim cum putem să gestionăm cât mai bine activitatea din cadrul Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ. Vă propun să organizați documentele pe trei subiecte, aspecte administrative, unde veți încărca componența și atribuțiile fiecărui membru în parte, apoi ședințe și hotărâri și, evident, aici amintim că sunt obligatorii publicarea de hotărâri ale Consiliului de Administrație pe site-ul Unității de Învățământ, convocatoarele cu ordinea de zi și materialele de ședințe și, bineînțeles, metodologia și procedura de constituire la nivelul Unității de Învățământ a Consiliului de Administrație. După cum observați, în Drive sunt câteva dosare unde membrii Consiliului de Administrație vor avea drept de editare sau de citire. Recunoașteți, sunt convins, documente pe care membrii Consiliului de Administrație le au în atribuții. După cum observați, puteți schimba rolul fiecărui membru al Consiliului de Administrație pentru fiecare dosar în parte. Recomandăm folosirea instrumentului Google Calendar, unde pot fi adăugate sarcini sau pot fi programate întâlniri ale membrilor Consiliului de Administrație în funcție de graficul semestrial al acestei entități de conducere din cadrul unităților de învățământ. Pe site-urile inspectoratelor școlare județene veți putea identifica hotărârile de Consiliu de Administrație al Inspectoratelor Școlare cu privire la numărul membrilor consiliilor de administrație din fiecare unitate de învățământ, atât preșcolar, gimnazial, cât și liceal. De asemenea, vă reamintesc că Ordinul 5154 din 2021 stabilește, printre altele, în anexa la metodologie, numărul minim necesar de membri și voturi după caz pentru adoptarea hotărârilor Consiliului de Administrație. În funcție de decizia luată, acesta diferă. La revedere!